Aș vrea să încep cu o întrebare și să vă întreb în această dimineață pe cei care ați fost aici și pe cei care ne-ați urmărit, care ați urmărit duminica trecută prin intermediul internetului, eu nu am fost, am urmărit, care a fost ultimul, ultimul punct din predica fratelui Sami? Ultima învățătură? N-am să întreb pe fratele Sami, el știe. Ultima învățătură a mesajului de duminica trecută a fost că poți, mesajul a fost despre cum putem să învingem ispitele. Și din cuvântul lui Dumnezeu am învățat mai multe căi. Și ultima învățătură a fost că poți să învingi spita încrezându-te în ajutorul lui Dumnezeu. Așa spune versetul 13. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Acest verset l-am citit și l-am răscitit de multe ori. Când eram în România, am intrat într-un curs de pregătire Teologică, underground, fratele Mircea Baltă, am fost împreună, studenți în aceeași clasă. Și unul din versete era acesta. Siguranța asupra biruinței Ispitei, dacă nu mă înșel, și a trebuit să-l memorăm. Dar până săptămâna aceasta nu am realizat niciun as... nu m-am gândit la acest aspect. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune acolo? Nu v-a ajuns. Nu v-a ajuns nicio ispită. Când e vorba de ispită și de idoli, ei te ajung din urmă. Asta înseamnă că tu fugi de ele, de ea. Nu stai să te ajungă și nici nu fugi înspre ea. Când te-a ajuns, și pe cine nu ne-a ajuns ispita, nu ne-au înconjurat idolii. Atunci cer în rugăciune ajutorul divin bazat pe promisiunea din acest verset. Promisiunea izbăvirii este, dați-mi voie să spun, pentru cei care fug de ispită. Promisiunea izbăvirii de idol este pentru cei care fug de ei. Fuga, spune proverbul românesc, este rușinoasă, dar e sănătoasă. Când e vorba de fuga de ispită, fuga de idol, fuga nu numai că e onorabilă, că i de dorit, dar e și sănătoasă pentru suflet și pentru trup. Și ca să nu fie nicio neînțelegere din partea cititorilor de atunci și din partea noastră, ca să nu se gândească cineva că versetul 13, care tocmai l-am citit și cu care s-a încheiat secțiunea de duminica trecută, este o invitație ca să trăim așa, oricum, că nu e așa, Dumnezeu a promis izbăvirea de ispită. Apostol, Apostolul Pavel are grijă să revină imediat, în mod categoric și clar, cu versetul 14. De aceea, prea mei, fugiți de închinarea la idoli. A mai spus Apostolul Pavel, cel puțin odată a mai avut această construcție, dacă îmi îngăduiți. În Roman, capitolul 5, cu 21, versetul 21 spune, printre altele, Harul să stăpânească dând neprihănirea. Și se gândește cineva, și probabil că s-au gândit frații din Roma, că harul și izbăvirea și mântuirea prin har este gata, putem să facem ce vrem. Și Apostolul Pavel vine imediat și spune în Roman 6,1, ce vom zice deci? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Nici de cum. Pavel spune clar că pentru cei care, dacă cumva nu ne-am dat seama că ispita ne ajunge, nu nu avem altă soluție decât să alergăm la Dumnezeu. Ispita idoline, asaltează. Gândiți-vă la exemplul lui Iosif, din Vechiul Testament. Nu intru în istorie, dar Iosif, când ispita l-a înconjurat și l-a atacat pe toate pl planurile, ce a făcut? A fugit, a fugit. Dar aș vrea să ne întrebăm, așa cum a fost și întrebarea la timpul de rugăciune, avem și noi o problemă a idolilor? Că dacă nu avem, atunci textul nu este relevant pentru noi. Și răspunsul este, ce spuneți? Da? Este. Avem. Pentru că idolii nu sunt balii și asarteile. Spunea cineva, zice, noi așa zâmbim și ne gândim ce înapoiați și cei din India, că au 300 de milioane de idoli în fiecare pom, în fiecare vacă. Dar zice, oare ce gândesc ă, ei când ne văd că ne închinăm și noi la idolii noștri, la, ne uităm la cei care Merg la golf sau avem și noi idolii noștri, nu-i așa? Ce este un idol? Am auzit și cred că e bine să mai auzim tot ce îl înlocuiește pe Dumnezeu și devine absolut. Tot ceea ce faci în viața ta, ce urmărești în viața ta pentru ca să te împlinești, ca să dai sens vieții în afara lui Dumnezeu, este idol. Ce este idolatria? Este tocmai urmărirea acestor idoli. În ultimă instanță, idolatria este înșelarea lui Dumnezeu, este necredința față de Dumnezeu, cuvinte grele, este infidelitatea față de Dumnezeu, este înlocuirea lui Dumnezeu pentru satisfacerea nevoilor spirituale pe care El le-a pus în noi, ca să fie împlinite doar de El, noi le împlinim prin cu totul altceva, ne dă satisfacție altceva. Acela este un idol. Am auzit despre Calvin, dar Sfântul Augustin spunea că idolatria este închinarea la orice ar trebui folosit și folosirea a orice ce ar trebui să ne închinăm. Dacă ne gândim în acești termeni, nu este greu de văzut că în toată istoria omenirea a avut idoli. Lucruri care în ele însele de multe ori nu sunt rele în ele însele, însă în modul în care le folosim și ne raportăm la ele, devin idol. Astăzi nu mai ardem tămâie pe altarul balilor și astartelor, dar avem și noi idolii noștri. Ardem energie, timp, bani pe, puneți dumneavoastră, altarul materialismului, a plăcerilor, a afacerilor, a sportului, a preocupărilor, a habiurilor, să folosesc un cuvânt în engleză care îl înțeleg și tinerii, electronic gadgets, a statutului social. nu e așa? Ne regăsim sau poate nu ne regăsim. Noi suntem altfel. La, la grădiniță a întrebat învățătoarea pe copii, zice, ce obiecte de... Ce obiecte religioase aveți în casă? Și unul din copii a zis, zice, noi avem în casă o fotografie a unei femei cu un copil în brață și zice, în fiecare dimineață, mama, primul lucru care face, merge și se închină acolo în față la fotografie. Un alt copil a zis, zice, noi avem o statuetă, așa, a unui om mai solid și în fiecare dimineață, mama și tata se duc acolo în față la statuetă și aprind niște bețișoare parfumate. Și a răspuns și o fetiță, zice, noi avem în casă, zice, așa, un, zice, o platformă metalică, zice, este în baie și are niște numere. Și zice, în fiecare dimineață, zice, când mama se trezește, merge, se urcă pe acel obiect și zice, se uită la numere și zice, Doamne Dumnezeule! Da! Se poate ca și preocuparea cu aspectul fizic să devină un idol, nu-i așa? vorbind săptămâna asta, nu că e rău, că trupul este templul Duhului Sfânt și trebuie să avem grijă de el, așa -i? Dar preocuparea, cheltuirea, ne, neglijarea cuvântului lui Dumnezeu. Și aceasta este în esență ce este un idol, nu? Vorbind în săptămâna asta cu unul dintre frați și am spus, am să folosesc, am ajuns amândoi la concluzia că și virusul poate să fie un idol, nu e așa? Că sunt oameni, sunt poate chiar frați și surori care toată ziua ce fac? Urmăresc știrile, urmăresc, nu e așa? Știți, poate știți. Sper că nu suntem dintre aceia. Dar o, dar preocupă orice minut, orice clipă din viață. Ne seacă de energie. În loc să dăm energia și atenția lui Dumnezeu. Ce, care este idolul meu? M-am întrebat. Așa cum am auzit. Poate nu-i ceva rău, dar ceva care mă preocupă tot timpul. Și din cauza asta neglijez. Neglijez pe Dumnezeu, neglijez părtășia cu frații, neglijez familia. Să ne întrebăm ce ne umple viața. După ce tânjim cel mai mult? Cu ce ne petrecem timpul? Ce determină va valorile? Care e punctul de referință? Care, ce ce este în viața mea care îmi spune că am valoare? Dacă răspunsul la aceste întrebări este orice altceva în afară de Dumnezeu, acel lucru, acea persoană, acel obicei, este idolul nostru. Și îndemnul apostolului Pavel este scurt, clar, de neconfundat. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Când e vorba de închinarea la idol, când e vorba de ispită, nu pot fi decât trei reacții. Fie negăm, noi nu avem, noi, noi nu suntem. Și atunci suntem exact ca și cerbul în fața luminilor farului. Vine și ne lovește și suntem duși. Sau alergăm înspre. Doamne, ferește-ne de aceasta. Sau facem și noi, așa cum spune Apostolul Pavel, fugim. Pentru că, așa cum am spus, suntem constant urmăriți, asaltați de ispite de idolatrie. Și apostolul Pavel, aici cuvântul care îl folosește când spune fugiți, sigur, este un imperativ, este o poruncă, dar este folosit și la timpul prezentul continuu. Cu alte cuvinte, nu fugi odată și gata, uh, ai scăpat. Trebuie în mod constant, trebuie în, în mod, uh, trebuie tot timpul să fii alert, să faci din aceasta un obicei. Nu poți trăi fără grijă în Sion. Uh, dar să nu uităm, în toate acestea, trebuie să fugi înspre Dumnezeu. Că dacă fugi și fugi fără niciun scop, obosești, te oprești și te ajungi din urmă. Putem învinge ispita, ne putem debarasa de idoli atunci când ne uităm înspre Dumnezeu. Și în săptămâna aceasta am auzit o, o, o ilustrație a modului în care dependența de Dumnezeu face diferență extraordinară în viața noastră. Pentru că, frați și surori, putem să mergem, la, să mergem în biblioteci, să citim cărți de cum și ce să facem. Dar dacă nu stăm în părtășie cu Dumnezeu și nu ne întoarcem spre Dumnezeu, nu vom putea să realizăm ceea ce trebuie să facem și anume să fugim. Spunea omului Dumnezeu, zice, în puterile noastre nu putem să facem nimic. Și dădea de exemplu cu un eveniment din sport, săritura în înălțime. Zice, sunt două tipuri de sărituri în înălțime. Este săritura în înălțime simplă. Și zice: Știți care e recordul? M-am uitat și eu. Recordul este metri și 2,45 m înalt. Serios. Ce face? Fuge atletul și când ajunge, nu are voie să sară cu picioarele înainte. Trebuie să sară cu capul. Este o anumită regulă. Dar atât. Doar în puterea lui. Și este săritura în înălțime cu prăjina. Și săritura în înălțime cu prăjina zice, și am citit să văd care e descrierea, fuge cu prăjina, este un loc în fața barei unde trebuie să-și pună prăjina și prăjina aceea se îndoaie. Și energia aceea care este înmagazinată în prăjină, îl catapultează pe atlet. Și știți care e recordul? 6 metri și 15. M. Cum? Cred că. Da, 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 da. 6 metri și 15. M. Extraordinar. Aceasta este diferența. Vrem să învingem ispita? Vrei? Vrem să putem să fugim de el? Da, trebuie să repetăm, trebuie să spunem, nu ne-a ajuns nicio ispită. Doamne, în același timp să ne rugăm, îți dau ție toată viața mea, uită-te în viața mea, în orice domeniu care nu ai tu primul loc, poate să nu fie ceva rău. Doamne, îți dau primul loc în viața mea, era o cântare de mult, cânta corul copiilor. Îți dau primul loc în viața mea, în orice aspect. Și atunci, într-adevăr, vom reuși să fugim, așa cum spune Apostol Pavel, de aceea, prea mei, fugiți de închinarea la idoli. Versetul 15 spune, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce vă spun. Apostolul Pavel nu scrie oricui, scrie unor oameni cu judecată. Frații din Corint aveau probleme, dar au scris o scrisoare a apostolului Pavel și apostolul Pavel este impresionat de modul în care ei își argumentează poziția referitor la închinarea la idoli. Și așa de impresionat este încât în capitolul 8, care deja s-a studiat aici, cred că reia în versetul 4 și 6 argumentul lor. Uitați ce spune ei. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jesfite la idol, știm că în lume un idol este tot una cu nimic, nu este decât un singur Dumnezeu. Și Apostolul Pavel e de acord cu ei, nu e de acord cu concluzia lor, dar le, le spune, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Și nu ia peste picior. Îi ia peste picior în, în capitolul 4 când zice, da, zice, voi sunteți înțelepți, eu sunt nebun, dar sunt nebun pentru Hristos. Dar acum le vorbește ca unor oameni cu judecată. Și unor oameni cu judecată le spune, fugiți de închinarea la idoli. Și m-am gândit că oamenii cu judecată și dați-mi voie să spun înaintea Domnului, pe fiecare dintre dumneavoastră de aici, prezenți, tânăr și bătrân, vă consider frați și surori cu judecată. Vă consider oameni înțelepți. Omul cu judecată înțelege de ce trebuie să fugă de închinarea la idol. Omul cu judecată înțelege ce produce idolatria în viața omului. Și aș vrea să vedem din textul care urmează ce înțelege omul cu judecată că produce idolatria în viața omului. Uitați-vă, versetul 16 spune: Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășia cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășia cu trupul lui Hristos. Este prima referință la cina Domnului. A doua este în capitolul 11, versetele 17 la 34. Și pare ciudat că în contextul idolatriei, Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului. Cred că o face nu cu scop teologic, ci cu scop didactic, pentru ca corintenii să învețe un principiu fundamental și învățătură din lucrurile care le practicau, lucrurile care deja ei le știau. Nu vom face din acest text, din acest verset, doctrină. Au făcut și catolicii prin doctrina transsubstanțierii, când spun că pâinea și sângele, atunci când îl mănânci, se transformă în trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Nu, nu vom face doctrină din acest verset spunând ca și luteranii cosubstanțierea. Cu alte cuvinte, când mănânc pâinea și beau paharul, Domnul Isus Hristos în mod spiritual intră în mine. Nu, ci vom rămâne la ceea ce Domnul Isus Hristos a spus: facem lucrul acesta, la cina Domnului, de ce? Ca să ne amintim, să comemorăm Jerfa domnului Isus Hristos. Aceasta este scopul, dar apostolul Pavel vrea să învețe o lecție aici. Vrea să învețe lecția și anume primul adevăr că omul cu judecată înțelege că idolatria rupe relația omului cu Dumnezeu și relația omului cu semeni. Asta face idolatria. Apostolul Pavel spune la Cina Domnului ce facem? Luăm parte toți, ca un singur trup. Și Amintindu-ne de Domnul Isus Hristos, elementele cinei Domnului în mod simbolic reprezintă trupul și sângele Domnului Isus Hristos. A mânca abia din ele arată comunicarea pe care o avem cu Domnul Isus Hristos și comunicarea care o avem unii cu alții. La cina Domnului nu devin una cu trupul Domnului Iisus Hristos, ci afirm unitatea pe care Duhul Sfânt a produs-o între mine și Domnul Iisus Hristos. Ce spunem? Dacă este cineva în Hristos. Hristos în noi, noi în Hristos. La masa Domnului Iisus Hristos afirmăm unitatea pe care o avem cu Dumnezeu. Și la masa Domnului Iisus Hristos, uitați, în, în în versetul 17 spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, căci toți luăm parte la aceeași pâine. La masă afirmăm și unitatea dintre noi. Suntem un trup pentru că am fost răscumpărați de aceeași jerfă. Și am citit o întâmplare în care uh, se spune că un om mergea printr-un cartier și a văzut pe marginea drumului o masă. Și la masă stăteau trei copii și vindeau limonadă. Și omul s-a oprit a plătit un dolar pentru limonadă, a luat paharul și a dat să plece. Și dintr-o dată cei trei copii l-au înconjurat. Și omul s-a uitat, și am plătit și... Nu, 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 zice, nu te lăsăm să pleci. Zice, trebuie să bei aici. Păi zice, de ce? Păi zice, avem un singur pahar și dacă ne iei paharul, zice, ieșim din business. Așa suntem și noi, frați și surori nu clădirea, nu programele, nu nimic ne țin împreună. Cine ține, Domnul Ce ne ține împreună? Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Amin? Și aceasta facem când ne apropiem de masa Domnului Iisus Hristos. Aceasta proclamăm. Paharul pe care îl bem este simbolul sângelui vărsat pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Ce idol a murit pentru noi? Ce idol și-a dat viața pentru noi? Ce idol a lăsat slava Pâinea, trup, simbolul trupului frânt pe lemn, este și amintirea faptului că Isus Hristos este Pâinea Vieții, viața veșnică pe care o avem în Isus Hristos. Ce idol ne dă viață veșnică? Din contră, așa cum spune Apostolul Pavel, toți idolii sunt nimic. Cinea Domnului Iisus Hristos aduce în prim plan binecuvântările primite în dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și părtășia pe care o avem cu El. Și Apostolul Pavel vrea să contrasteze cu aceasta închinarea la idol care... E... Sunt nimic și aduc nimic. Cina Domnului, în modul ei minunat de desfășurare, aici, împreună. Da, sunt și cazuri în care nu putem să luăm cina împreună, ca și acum, în acest timp de pandemie, sau când frații și surori sunt bolnave, dar cina Domnului trebuie luată în comuniune. Aici este locul în care ne bucurăm și celebrăm în mod deosebit. Și parcă îl aud pe Apostolul Pavel și spune, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Când cineva nu are dorința să ia parte la masa Domnului, de asta în cu Domnul Isus Hristos, este pentru că idolii i-au umplut viața, timpul și nu mai are loc de Isus. Cei care s-au răcit în dragoste pentru Domnul nu s-a întâmplat peste noapte, noi așa știm aceasta, poate am trecut prin astfel de perioade, ci s-a petrecut treptat ca buruienile care năpădesc țărâna, sămânța aruncată în pământ. Așa sunt și idolii. Iar dacă nu pot privi pe fratele sau pe sora, dacă nu pot să am cu ei, să nu mă uit în viața lor, să mă uit în viața mea, a luat cu siguranță ceva locul lui Dumnezeu și a dragostei lui în viața mea. De aceea nu mai pot să am părtășie. Asta fac idolii și omul cu judecată înțelege că dacă își umple viața cu idoli, părtășia cu Dumnezeu se rupe, părtășia cu frații se rupe. Vă întreb, în acest timp de pandemie și mă întreb oare, după acest timp de pandemie în care am avut timp să stăm acasă, oare ne-am făcut timp mai mult de Dumnezeu sau am lăsat timp și am lăsat alte lucruri să ne umple via viața. Și după ce această pandemie va trece, că va trece și vom putea să revenim în casa Domnului, oare vom fi din nou plin cu aceeași dorință să fim la părtășie cu frații? Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne țină treji. Pe fiecare dintre noi, aici, acasă, oriunde și tot timpul, să fim atenți și să fugim de idoli. Uitați-vă, în versetul 18 spune, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jerfele, nu sunt ei împărtășie cu altarul. Înainte să, să ne oprim la acest verset, cred că într-un anume fel, corintenii interpretau cina Domnului greșit. Într-un fel o subestimau și într-un alt fel o supraestimau, pentru că se gândeau, da, am luat cina Domnului. Și mulți credincioși interpretează în acest fel cinea Domnului și în, ziua, în zilele noastre. Și acum pot să fac ce vreau o săptămână. Sunt cumva imun, ca și un vaccin împotriva păcatului. Pot să merg oriunde, pot să văd orice, pot să fac orice, că nu mă atinge în omul din lăuntru. Și nu este așa. Nu este așa. Apostolul Pavel spune, trebuie să fugim, să fugim de idol, să fim tot timpul atenți. În versetul 18 spune, dumne, spune Apostol Pavel, priviți la Israel și în sistemul vechi, după ce se aducea jerfa lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat o poruncă ca după jerfele de mulțumire, în Leviticul 7, versetul 15 și 16, carnea jerfei de laudă și mulțumire să fie mâncată chiar în ziua în care a fost adusă. Nu avem nicio indicație că poporul Israel credea că în acea carne este prezent Dumnezeu. Dar acolo la altar, după ce aduceau jerfa și preotul ardea, era o parte din jerfă care trebuia mâncată. Și cred că la aceasta se referă și Psalmistul în Psalmul 34 cu versetul 8. Cred că erau cuvinte repetate la altar de către credincioșii poporului când spune Gustați și vedeți ce bun este Domnul, Israelitul credincios, aducând jerfa de mulțumire cu gura plină de, de dulceața cărnii pe care Dumnezeu a spus să fie din cei mai buni în turmă, se gândea, nu se gândea că e Dumnezeu prezent acolo, ci se gândea așa cum este ceea ce simt acum în gura mea. Așa e dulceața binecuvântării lui Dumnezeu pentru mine. Extraordinar! Și Apostolul Pavel spune, acolo, la altar, omul devenea una cu Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu acolo. De ce spune Apostolul Pavel asta? Pentru că uitați, Versetul 19 spune, deci ce zic eu? Că un lucru jerfit idolor este ceva sau că un idol este ceva? Argumentul corintenilor era, idolii nu sunt nimic, așa că putem să facem ce vrem. Ei nu ne afectează, sunt nimic. Și apostolul Pavel continuă, uitați. Versetul 20. Din potrivă, eu zic Că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu dracii. Este adevărat. Este un singur Dumnezeu. Ceilalți sunt nimic. Și aici Apostolul Pavel rea adevărul exprimat de Moise în Deuteronomul capitolul 32, versetul 16, spune așa, L-au întărâtat la gelozie prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni, au adus jerfe dracilor unor idoli care nu sunt Dumnezei. În tocmai cum mâncăm din pâine și bem din vinul la cina Domnului, acest act îl duce pe creștin în prezența și realitatea părtășiei cu Dumnezeu, cu Domnul Isus. tot așa și închinarea la idoli aduce pe creștin în prezența părtășiei cu duhurile rele. Și aici este un adevăr care Apostolul Pavel cred că vrea să-l sublinieze și cred că trebuie să îl înțelegem și noi. Oamenii cu judecată înțeleg că idolatria este demonică, este canalul prin care duhurile rele pun stăpânire pe viața omului. Aș vrea să vă întreb câți oameni ați întâlnit care, în aprecierea dumneavoastră, sunt robi ai celui rău. Nu vă cer să ridicați mâna, dar cred că am întâlnit. Aș vrea să vă întreb, acei oameni, câți dintre acei oameni se închină lui Satan? Probabil că niciunul. Cel rău își primește închinarea în mod indirect, prin închinarea pe care omul o aduce idolilor. Toți oamenii se închină la ceva. Întrebarea este la ce se închină. Sau și mai puternic, în cuvintele lui Pavel, nu există idol neutri, nu există o închinare la idol fără consecințe pentru cel care o practică. Chiar și copiii lui Dumnezeu pot să se închine celui rău, pentru că spune Apostolul pa Pavel, cei ce jerfesc idolilor, jerfesc ui duhurilor necurate. Când un habi pune stăpânire pe noi. Nu e așa că familia e neglijată, Dumnezeu e neglijat. Apar certuri în familie și părtășia este neglijată. Idolii moderni influențează gândirea, valorile și nu sunt altceva decât capete de pod în viața noastră. Isus ale celui rău. Isus prin moartea sa pe cruce, ne-a eliberat de sub puterea păcatului. Să fim noi oameni fără judecată care cochetează cu idolii Deschizând ușa pentru cel rău în viața noastră? Așa spune Apostolul Pavel. Da, idolii nu sunt nimic și apoi lovitura de maestru, dar te închin lor și deschizi ușa celui rău. În continuare, Apostolul Pavel spune parcă și mai categoric, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Principiul excluziunii spirituale. Cine se atinge de pâine și vin nu poate să se atingă de lucruri necurate. Cele curate nu vor curăți pe cele necurate. Atunci va zice cineva, este mai bine să nu iau, masa, să nu iau parte la masa Domnului, să mă retrag. Răspunsul este, fugi de idoli. Răspunsul este mărturisirea păcatului. Pentru că El este credincios și drept să ne ierte. Răspunsul este, Cine vine la masa Domnului să se cerceteze și, așa, să ia parte la masa Domnului. Statul deoparte este distanțarea de Dumnezeu. Și distanțarea va fi imediat umplută de ispită, va fi umplută de idoli. Un alt adevăr, omul cu judecată, înțelege că Isus și idolii sunt incompatibili, se exclud reciproc. Nu este. Un adevăr mai negat în ziua de astăzi ca acesta și mai periculos. Este periculos, spun oamenii, să fii în gust la minte, să fii exclusivist, să te separi. Iisus spune, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Idolii spun, sunt multe căi pentru împlinirea. Spirituală. De ce doar Domnul Isus Hristos? Isus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Idolii spun, totul e relativ, nu e bine să te limitezi, trebuie să explorezi. Domnul Isus spune, ce faci azi și aici îți hotărăște viitorul. Idolii spun, ce viitor? Azi, aici, asta e totul. Isus spune, trupul e important pentru că este Templul Duhului Sfânt, păstrează-l curat. Idolii spun. Trupul trebuie satisfăcut, de acela îl să, să experimentezi. Chiar așa de extrem să fim în separare? Chiar așa de extrem nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor? Așa spune Apostolul Pavel. Nu puteți! Nu puteți! Pentru cei care ați fost răscumpărați. Un sculptor asculta pe Domnul Iisus Hristos o statuie și după aceea a primit o comandă destul de mare să sculpteze pe Venus, ze zeița dragostei, și omul a spus: "Mâinile care au sculptat pe fiul lui Dumnezeu nu vor putea sculpta o zeiță păgână. Dar și mai aproape de zilele noastre, când ne gândim, poate acestea sunt exemple. Săptămâna aceasta am citit, a fost pe prima pagină la știri cu toții suntem familiari cu proteste pentru diferite cauze. Dreptate socială, BLM și, și în sport se practică, nu-i așa? Și la un meci de baseball între San Francisco Giants și am uitat cealaltă echipă, nu asta e important, un jucător, probabil, la Dodgers, au înainte, după ce s-a cântat imnul, și așa. După un moment de tăcere, s-a cântat imnul și jucătorii au îngenuncheat. Un singur jucător n-a îngenuncheat. Sam Conroy. Și a fost întrebat: În primul rând, ce părere ai de BLM? Și, și știi ce a răspuns? Și a fost bucuros. Nu numai de răspuns, dar și faptul că au pus în asta. A spus, zice, sunt creștin. Și nu pot să susțin, nu pot să fiu de acord cu câteva lucruri de care am citit că BLM le susține. Și anume, cu ideologia lor marxistă și cu lucrurile negative care le-au spus despre familia, despre căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Și reporterul a continuat, dar cu protestul, cum de n-ai și zice, nu am vrut să fie un afront la nimeni. Nu cred că sunt mai bun ca alții. Dar zice, sunt creștin. Cred că nu se cuvine. Nu se poate să îngenunchezi înaintea nimănui. Și a nici unei cauze în afară de Domnul Isus Hristos. Extraordinar. De aceea am hotărât să nu îngenunchez. Cred că dacă aș fi făcut-o, aș fi fost un ipocrit. Și nu vreau să fiu cu două fețe. Extraordinar. Apostolul Pavel spune, nu puteți. Și noi de multe ori, noi suntem mai deștepți ca Apostolul Pavel. Noi putem. Și Apostolul Pavel încheie și spune, sau vrem să-L pe Dumnezeu la gelozie, suntem noi mai tari decât el? Și răspunsul este, cu siguranță, nu. Un om cu judecată înțelege că gelozia, în ultimul rând, stârnește mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Așa spune Dumnezeu poporului său. Prin Moise, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului și suntem și noi în această situație, nu-i așa? Să nu, alți, nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc. Așa face omul cu judecată. Înțelege că stârnește mânia lui Dumnezeu. Și Pavel spune, suntem noi mai tare decât Dumnezeu? Adică dacă continuăm să facem aceasta, vom putea să stăm noi în fața mâniei lui Dumnezeu și răspunsul cu siguranță este nu. Aduceți-vă aminte din 1 împărați 18 cu 20, în cartea 1 Samuel, când Lada cu... Cele 10 porunci a fost dusă în templul lui, uh, templul lui Dagon. Unde a fost Dagon a doua zi dimineață? Jos, cu mâinile, capul tăiat. Cine a fost acolo? Nimeni, Dumnezeu. Ilie se apropie de popor și spune, până când vreți să căpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Bal este Bal, mergeți după Baal. Apostolul Pavel spune, ce sunt idolii? Nu sunt nimic. Dumnezeu este singurul. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Dumnezeu în gelozia Lui Sfântă, plină de iubire, va sfârma idolii din viața noastră și de multe ori o face în mod dureros, în mod rușinos, în mod în care nu ne place. De ce să nu facem noi aceasta? De ce să nu în această dimineață să luăm hotărârea că vom fugi, vom da afară orice idol? Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Este timpul ca pocăiții să se mai pocăiască și este timpul ca cei care nu sunt pocăiți să se pocăiască. Invit echipa de închinare să vină în față. Frați și surori, oameni cu judecată, vreau să vă întreb în această dimineață, vom fi noi oare serioși cu viața noastră? Mă voi ruga Domnului, ne vom ruga Domnului să ne arate care sunt idoli în viața noastră, de care trebuie să fugim, de care în puterea lui Dumnezeu trebuie să ne debarasăm. Vom înțelege noi, oameni cu judecată, că cel rău se folosește de idoli pentru a ne îndepărta de Dumnezeu și de a ne îndepărta de părtășia cu frații. Vom înțelege noi în această dimineață că nu se poate și cu Dumnezeu și cu idolii. Că fiind una cu Domnul Isus Hristos și jerfa Lui, mă face una cu frații și surorile mele și mă determină la un comportament cu totul diferit față de acelor din jur. Și viața mea, în fiecare zi, este datoare să-L arate pe Domnul Isus Hristos. În brațul Lui mă dedic. Va fi aceasta nu numai cântarea pe care o cântăm, ci și rugăciunea noastră și hotărârea noastră în fiecare zi, în brațul tău mă dedic, cu tot ce am, Doamne, sunt al tău în fiecare zi și pe veci. Doamne, ajută-ne să facem aceasta, Doamne, ajută-ne să fugim de idoli, în puterea ta și nimeni și nimic altceva să nu aibă primul loc în viața noastră decât Domnul Isus Hristos, slăvit să fie El, Amin.